Mărturia preotului care i-a dat ultima împărtășanie mareșalului Ion Antonescu înainte de execuție, la Jilava, soldații plângeau în curtea închisorii. Pe 1 iunie 1946, în curtea închisorii Jilava, mareșalul Ion Antonescu a fost împușcat. Înainte de asta a fost împărtășit de preotul Teodor Totolici. Într-un gest simbolic, Antonescu a tăiat o panglică tricoloră de la o carte de religie și și-a prins-o în piept. Mihail Totolici, fiul preotului, ne dezvăluie aceste amintiri neștiute de publicul larg. În ciuda faptului că era condamnat, Antonescu nu a refuzat împărtășania, s-a îndreptat către locul execuției cu demitate, având în piept panglica tricoloră. Aceste detalii, parte din istoria nevăzută, ne oferă o altă perspectivă asupra acelor vremuri tulburi.